Dragi colegi, după cum v-am promis, vă prezint un film scurt, în mare și în rezume. Ne-am întâlnit pentru prima oară în septembrie 1953 în clasa 8-a. În 1955 am absolvit liceul filmo-sârbu Dragoș Vodă din Sighetul Marmației. Două clase am fost A și B, tot 60 de colegi am absolvit. Și în viața am pornit să creăm și să dăm ceva omenirii. Cei care ne-au părăsit înainte de vreme ne-au rămas în minte ca acum. În inimă îi purtăm pe veci, dragi profesori și colegi. Iar vouă, cei prezenți acum, am venit din depărtare ca să vă spun că vă iubesc, cu mâna pe piept mă adeveresc. Iată-ne după 50 de ani, în 2005, ne întâlnim din nou. Ca și în anii precedenți, suntem majoritatea prezenți. Pentru urmașii noștri s-a pregătit tot felul de amintiri, medalii, fotografii, filme și tablouri, numai ca să se știe, fostai lele când ai fost. 23 iulie 2005, Emil Drimer din Israel. Te sun, să spun ce simt acum. Alo? Picasso, ți-am dat bic și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai nu mai ei, numai nu mai ei, numai nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tăi, mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai nu mai ei, numai nu mai ei. No, 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 no,
19 grade. Asta e strada liceului Mihai Viteazu. Da, da. Da. Prin Vasile. Da. Asta e strada tot Mihai Viteazu, care duce la piață. Da, da, da. Asta e liceul. Filimo Sârbu, Dragoș Vodă de azi. Dragoș Vodă de azi și fostul. A și B. Mihai Viteazu și Bamia Tihon, Lițetura Tihon și Măghia Tarovule, Baicele Livize. Noastră tabă țară și în Mișel Vărhov. Fiindcă în Sfânta Scriptură se spune, vamiși și farisei nu vor revedea veci împărăția cerurilor. Semn că de 35 de ani pot repartiție și pentru iată. Fii sigur că Matei, evanghelistul, vamiși și acolo la loc singur și are grijă de bine. Mă gândesc că sfii. Când la Bicaz îmi joacă stele, ca niște lebe de pe ape, purtând lumina mea cu ele și în timp, comuna mai aproape, când peste munți, în Maramureș, răzbate în loc de singuri treni. Vedem poporii, peisajul, noul românesc. Cui crocotul acesta care luptă în sânge din strămoși,
buind de cânteca o mare neagră largă la duș. Orhura acestor sunt desferte, eternii codri demolit, arpegiul noilor nelte, cui decât ție, scump un partid. Și toate cei au fost ridic acest pahar de arome al celui mai splendid lichid, codnarul noilor poeme, în cinstea ta, slăvit partid, cu cei mai grăbinți cuvinte în graiul dulce românesc, cinstind pe întâiul președinte, de când partid și mulțumesc! Profesor Șuteu Ioan, profesor de română. Că se vor deschide pentru că și mai sigur. Eu le știe pe care eu mi-am pregătit o pagină. HP Laser Jet Printer. Vreau să le citesc, nu, nu, crezi că sunt aici, cu siguranță. Am să dau textul să-l corectez, dacă și-o notă, și-o notă în final. Păi, Sergio, nu i-am dat niciodată, numai 5. Faptul că mi s-a acordat cinstea de a primi la această întâlnire la 13 ani când mi-am găsit pe nouă patrie, de fapt, este o greșeală să spui. O patrie nu poate fi a doua sau trei, o patrie este una și rămâne indivizibilă. O altă țară, un alt pământ, ca să... O a doua patrie, cred că nu este, ești de acord cu mine. Si. Și la patrie, ar fi trebuit să spun acum, lăsați șapte ori speranțe, mă așa de ani. Abandonați orice speranță, voi care intrați aici, pentru că noi cei care am venit mai de departe de zile, am intrat pe poartă aici. Și am avut senzația că deja suntem îngăliți. E o zi de ochisoare. Renunța ori și se ducea la fisoare pe noi, pe acasă aici. Era altă situație. Noi, Vasile și alții care am venit de sate, ne-am băgat într-o sală mare și am așteptat acolo așa ca niște ca niște animale care au fost la poliție. Sortate, exact, nu. Pentru putea fricii față de nou, aș fi pus treaba aceasta sus. Am înțeles că este absolut esențial. Fără a fi trecut prin tine, liceul Dragoș Budă, Vasile Iudean, distinsul capitalist din Cluj, n-ar fi devenit niciodată ingenieri șef al fabricii confecții Flacăra. Așa se spune, ai grijă de popor, ai și tu din asta. Cipă, Vasile. N-ar fi de niciodată inginerul șef al uzinei de putinașul de bani, dar să ne zicea, primul vostru. Am slăbut. Poate, niciunul dintre noi nu a sugestit câteva exemple. N-am fi de venit ceea ce suntem astăzi aici. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Mă rog, dar extrem de important. Nu pot să știi cât de frumoasă ți-a fost ziua de când după ce ai așteptat să vină seara. Pentru că numai seara te-a fost uitat acolo. E foarte greu să trebuiesc în viitor. Este extrem de simplu să analizezi după ce acest viitor a venit trecut. Nu mă pedepse. Lasă-mă să potrivi că nu știu cât ori trăi. De moraz, eu am muzica acolo, mizeam, ori de mărmâne, nu știu mă îndreac pe rămâne. Și știți ce-o vreau. Asta e așa cum să spun. Eu sunt Baias G. Grigore, nu sunt Rabindranath Tagore, ci sunt maramureșan, neam cu Dragoș și Bogdan. De pe valea Izei unde, cetera mândru s-aude, zongura-i ține isonul, doba întregind fasonul. Îs mândru de-a mea sorginte și de satul de sub munte, unde hoinăream pe dealuri, făurându-mi idealuri. În satul meu, din satul meu, cu inima în codru, atunci când am văzut că ar fi modru să rămân în sat țăran pălmaș, am hotărât să mă duc la oraș. În speranța să mă instruiesc într-o școală de suflet românesc. Iar școala mândră și la modă era liceul Dragoș Bodă. Și așa ajuns am licean, dar mă simțeam un biet orfan între colegi de varii trepte, colegi mândre și deștepte.